crimă odioasă în capitală. O femeie a fost rănită, iar soțul ei a murit după ce ar fi fost înjunghiați de un apropiat de lor. Cazul a avut loc într-un apartament din sectorul Botanica. A potrivit poliției, între cei trei s-ar fi iscat un conflict spontan. Vecinii au fost cei care au chemat poliția. În urma investigațiilor, oamenii lege au stabilit că suspectul de 37 de ani ar fi venit în vizită la cei doi soți. Toți trei au consumat băuturi alcoolice toată noaptea, iar dimineața s-ar fi iscat un conflict. Suspectul ar fi luat un cuțit de bucătărie și l-ar fi înjunghiat de mai multe ori pe bărbatul de 30 de ani și soția lui. Victima a murit pe loc, iar femeia a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă. Tânăra a reușit să-l înjungheze și ea pe agresor de câteva ori. Potrivit medicilor, ea a fost operată și e internată în stare gravă, dar stabilă. La spital a ajuns și suspectul cu mai multe răni și se află sub supravegherea medicilor. Angajații poliției refuză să ne spună care ar fi fost motivul neînțelegerii. Ofițerul de presă al Poliției Capitale, Natalia State, a precizat că va oferi mai multe informații după ce victima și suspectul vor fi audiați. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circunstanțelor.